Peste 80 de cazuri de pediculoză au fost descoperite de către Direcția de Sănătate Publică în Mehedinți. 10 de elevi din județ au fost controlați de medicii școlari și au fost depistați cu păduchi la nivelul capului. Au fost tratați însă la timp, iar la recontrol toți elevii au scăpat de infestare. Direcția de Sănătate Publică a descoperit peste 86 de cazuri de păduchi în județul Mehedinți. Cele mai multe s-au înregistrat în unitățile de învățământ din mediul rural. În zilele noastre există numeroase tratamente pentru scăparea de această infestare, eliminând metoda tradițională cu gaz. Chiar și așa, paraziții de acest gen se răspândesc rapid. În școli este suficient să ajungă la o persoană, iar dacă nu este descoperit, elevul poate da mai departe și colegilor, ajungându-se astfel la adevărate epidemii. Din fericire, la școlile din Mehedinți, păduchii au fost stopați la timp, fiind depistați în urma controalelor. Au fost examinați 25.155 de elevi, dintre care 129 au fost cu angine, 56 alte boli infecțioase, 86 pediculoze și 30 micoze. La recontrol, la o săptămână, au mai fost 4 cazuri de pediculoză. Deseori, pentru a scăpa de păduchi, cetățenii apelează la metodele tradiționale, însă sunt conștienți că tratamentele din farmacie sunt mult mai eficiente. Ia cu gazul, da, cu... Deci cel mai bine se ducă la farmacie? La farmacie e cel mai bine să se ducă direct. Lumea dă cu gaz, cum era odată bătrânii, dă cu gaz și... Apoi se spală sau care și este? Și pieptin de ăla de... cu... cum se foarte des, ca să... când pieptenă copiii, să cadă păduchii. Paraziții precum păduchii apar frecvent la copii din cauza interacțiunii directe în colectivități. Aceștia nu sunt un semn al igienei precare sau al sărăciei, așa cum multă lume consideră. Iar primul lucru ce trebuie făcut este să luăm de urgență un tratament, deoarece înmulțirea lor este foarte rapidă.